La început a fost oarecare ambuscadă în sensul reacțiunii. Dar după aceea au fost dovediți și bătuți toți ceilalți împreună cu subsemnatul, până când n-am mai ripostat nimic și am început să executăm ordinele ce ni se transmiteau. Care era o serie întreagă de suplicii chinuitoare în privința lotului care intrasem acolo, a durat vreo lună. Vreo lună, după care te-a repartizat pe diverse celule și te-a chemat din când în când. Te-ai mai gândit, banditule? Iar dacă ei aflau între timp vreo declarație a altui cetățean de vreun alt lot, păi nu vrei să o spui că te schivai? Sau ai spus-o cu gând mincinos? Atunci intrai într-o nouă ambuscadă, într-o nouă bătaie. Aspecte foarte felurite și foarte drăcești, draconice, apocaliptice. Pentru că n-aveai cum să reziști, n-aveai cum să ieși din încurcătura asta. Unii au mers până acolo încât au reușit la început să se și sinucidă, aruncându-se pe golul căsei scării. Motiv pentru care după aceea se aranjaseră și aici tot plase de sârmă, de jur împrejur, cât și de nivele ale etajului.